Situată pe strada Kiselev, Casa cu Atlanți este un adevărat monument de arhitectură al începutului de secol 20. Fiecare fereastră este încadrată de două coloane ale căror personaje susțin pe umeri de mai bine de un secol greutatea unei clădiri de patrimoniu. A fost introdus pe lista monumentelor istorice datorită arhitecturii de pe fațadă. Practic, aceștia trans sunt coloane care scot în evidență mai bine elemente de arhitectură ale fațadei. Din punct de vedere al valorii monumentului istoric, aparține categoriei B, adică a monumentelor de importanță locală. De-a lungul timpului, Casa cu Atlanți a avut mai multe destinații. Mai întâi a fost garnizoană, apoi cămin pentru cadrele militare. La ora actuală, imobilul se află în grija primăriei, fiind folosit ca locuință socială. Situația sa juridică este însă incertă, clădirea fiind revendicată de proprietari. Este revendicată și până nu se va ajunge la un consens, la o împăcare în justiție cu proprietarul, nu putem să spunem că suntem de drept proprietari. Păcat că o astfel de clădire cu o arhitectură deosebită, care este un patrimoniu național, să nu putem să stăm și să o întreținem. Casa cu Atlanți este doar unul dintre monumentele de arhitectură cu care se mândrește Severinul modern. Cele mai multe clădiri de patrimoniu, 14 la număr, s-au păstrat de-a lungul vremurilor pe strada Aurelian. Locuitorii de pe Aurelian se pot mândri cu strada lor. Numeroase case au fost incluse pe lista monumentelor naționale. Pentru știri, Nicoleta Boga.